ACS Volei Municipal Zalău a învins ieri seară CSM București cu 3-0 și se menține la 3 puncte în spatele liderei echipa SCMU Craiova, grupare care s-a impus cu 3-0 pe terenul echipei ACS Volei Club Caran Sebeș. Vicecampiona României la volei masculin, echipa ACS Volei Municipal Zalău, continuă cursa de urmărire a liderei campionatului, echipa SCMU Craiova. Miercuri seara, în sala sporturilor din Zalău, elevii lui Stoian Stoev și Bogdan Nicolae au primit vizita echipei CSM București, iar la finalul partidei, Leonardo Dal Bosco și compania s-au impus cu 3-0. În ciuda faptului că a fost un meci întins pe durata a numai 3 seturi, partida a fost echilibrată, zălăoanii reușind să se desprindă doar pe finalurile de set. În primul parțial, oaspeții s-au aflat la conducere la ambele time-out-uri tehnice, 7-8, respectiv 14-16. Sălăjenii au reușit să treacă în avantaj la borna punctului cu numărul 18 și s-au desprins la 3 lungimi, 21-18, pentru ca în final să câștige setul la limită, scor 25-23. La fel de echilibrat a fost și actul secund. După 8-6 pentru zălăoani, la primul time-out tehnic, oaspeții au relansat setul și au intrat în avantaj minim la cel de-al doilea timp tehnic de odihnă, 15-16. Cele două combatante au mers cap la cap până la punctul 20, când Marian Balaș a intrat în mână și a reușit servicii bune pe fondul cărora vicecampionii au făcut 5 puncte consecutive și au câștigat parțialul cu 25-20, după ce Bala a închis setul cu un serviciu as. Formația din capitală nu a renunțat la luptă și a pus probleme vicecampioanei și în parțialul cu numărul 3. Bucureștenii s-au instalat la conducere și s-au menținut în avantaj până la prima întrerupere tehnică a setului, 7-8. Gazdele au egalat imediat după reluare și s-au desprins pe tabelă la 2 lungimi, 10-8. Dar arțăgoasa echipă vizitatoare a revenit din nou la conducere, 10-11. Și chiar dacă zălăoanii au revenit din nou și s-au desprins la 3 lungimi, 21-18, oaspeții au egalat din nou la 23, 24, 25 și 26, dar în cele din urmă, gazdele au câștigat setul după prelungiri cu 28-26 și au încheiat partida în minim de seturi, oprind toate cele 3 puncte la Zalău. Am avut un meci frumos, dacă eram puțin mai concentrați pe finalurile de set, cred că puteam să câștigăm chiar un punct, dacă nu mai multe aici. Toate primele 4 echipe sunt cam la aceeași valoare, dar Zalău cred că poate mai mult decât azi, nu cred că a fost meciul lor cel mai bun. Momentan vrem să intrăm în primele 8 și de acolo încercăm să urcăm cât mai sus posibil. Am intrat în joc, zic eu, prea relaxați, dar important e că am reușit să câștigăm cele 3 puncte și să acum încercăm să ne concentrăm pentru partida următoare. Ne-am propus de la început să facem maxim de puncte până la finalul sezonului regulat. Și primul pas l-am făcut. Dinamo este o echipă bună care a jucat bine în acest retur de campionat și a și pus probleme câtorva echipe. Noi, de asemenea, cum am mai zis, mergem acolo să obținem cele 3 puncte puse în joc și sperăm să facem un joc bun acolo, chiar dacă îi jucăm în deplasare și o deplasare destul de grea. Chiar dacă mai sunt două etape, crezi că mai aveți forța și Craiova se mai poate împiedica? Eu personal nu mă gândesc la rezultatele Claiovei. Eu vreau să, ca echipa noastră să câștige toate meciurile, să reușim să acumulăm maxim de puncte, iar la final de retur vom vedea. Dacă Craiova va greși undeva, probabil că vom termina pe primul loc. Personal nu mă gândesc la rezultatele Claiovei. Eu vreau să, ca echipa noastră să câștige toate meciurile, să reușim să acumulăm maxim de puncte, iar la final de retur vom vedea. Dacă Craiova va greși undeva, probabil că vom termina pe primul loc. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. AS Volei Club Caran Sebeș, SCMU Craiova 0-3, LMV Tricolorul Ploiești, CS Știința Explorări Baia Mare 3-1, CS Unirea Dej, CS Dinamo București 3-0, CS Universitatea Cluj, VCM LPS Piatra Neamț 3-0, CSV Tomis Constanța, CS Arcada Galați 0-3.